Presiunea apei va fi scăzută în mai multe localități din Timiș, anunța Coatim. Pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție pe 12 septembrie, între orele 9-14, presiunea va fi scăzută în Răuți, Bethausen, Lecușești, Cutina, Cladova și Înfăget, pe străzile Ștefan cel Mare, Calea Bighigiului, Vâlcele, 1 decembrie 1918, stadionului Gheorghe Doja, drumul Gladnei și Corolian Bredicianu. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, Aquatim recomandă clienților să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. Transmit reprezentanții Aquatim.